Bun găsit, doamnelor și domnilor! Municipiul Târgu Jiu a fost gazda unui simpozion internațional la care au participat zeci de specialiști, atât din țară cât și de peste hotare. Haideți să vedem cum a decurs întreaga manifestare. Avem alături de noi reprezentanții instituțiilor de cultură ale Consiliului Județean Boș. Facem prezentarea și începem, bineînțeles, cu doamnele, doamna director Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene Cristian Del, domnul Bratu Alexandru, este directorul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, îi cunoaștem foarte bine, domnul director Dumitru Hortopan, director al Muzeului Județean Boș Alexandru Ștefănescu, însoțit de către domnul Gheorghe Calotoiu, expert în arheologie din cadrul muzeului și pe dumneavoastră, bineînțeles, îl cunoașteți. Avem ca subiecte pe ordinea de zi a conferinței de astăzi manifestările dedicate Zilei Europene. Cum vă comunicam în zilele trecute, celebrăm în data de 9 mai Ziua Europei, Ziua Independenței și Ziua Victoriei Națiunilor Unite. Reprezentanții bibliotecii Cristian Tel și-au adus aportul pentru realizarea acestui simpozion în premieră la Târgu Jiu. Bună ziua! După cum știți, de 3 ani, Sfântul Bibliotecii Județene funcționează Centrul European Borș, care anul acesta, de 9 mai, împreună cu un parteneriat și alături de colegii de la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, vor să propună un eveniment târgujienilor, un eveniment pe care l-am numit Euroarmonii și este dedicat, bineînțeles, Zilei Europei. De ce? Evenimentul este un concert susținut în principal de elevii și profesorii Școlii Populare de Artă și invitații lor, Lira Borjului, Daniela Popescu, formația Litua Band, iar începând cu orele 19, concert Crispin. Ne-am numit manifestarea de anul acesta dedicată Zilei Europei Euroarmonii, gândindu-ne la deviza Uniunii Europene, care este unitate în diversitate, și în acest mod dorim să demonstrăm că această deviză și acest simbol se pot pune în valoare prin muzică. Pentru că muzica este un element cultural care dă identitate tuturor statelor care sunt acum membre ale Uniunii Europene. Și de aceea elevii și profesorii Școlii Populare de Artă or să ne poarte prin muzică și dans, prin cultura statelor europene. Iar pentru România am ales Crypton ca fiind o formație ce reușește să dăinuie de peste 20 de ani pe piața românească și pentru că încercăm în felul acesta să propunem poate chiar și un schimb intergenerațional. Elevii Școlii Populare de Artă pot învăța de la artiști consacrați cum să susțină cu tărie un concert. Așa încât așteptăm pe târgujieni, începând cu orele 17, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. Intrarea este liberă și sperăm să fie cât mai mulți alături de noi. Elevii Școlii Populare de Artă Goș vor demonstra că au abilitatea necesară să susțină un spectacol alături de o trupă care este populară în România. Spectacolul pe care Școala Populară de Artă din Târgu Jiu îl va oferi în după-amiaza zilei de 9 mai oferă prilejul atât elevilor cât și profesorilor, precum și colaboratorilor noștri să arate că la Școala Populară de Artă evenimentele pot fi organizate cu mare succes și în special învățământul pe care noi îl practicăm prin intermediul profesorilor noștri este unul de calitate. Prin acest eveniment vom oferi publicului atât melodii cât și dansuri care vor începe din Irlanda până
în Finlanda și elevii noștri vor demonstra că au abilitatea necesară să susțină un spectacol alături de o trupă care este populară în România, așa cum este trupa Krypton. N-o să vă dezvăluim foarte, foarte mult. Așteptăm să veniți în după amiaza zilei de 9 mai. Pot să vă spun doar câteva mici momente pregătite. De exemplu, dansatorii de la clasa profesor Camelia Coste au pregătit un dans irlandez. Dansatorii mai mici de la doamna Carmen Mărgulescu au pregătit un vals vienez care va fi prezentat cu acompaniamentul bartetului de coarde din cadrul Lirei Giorgiului, liră care va prezenta o trecere de-a lungul Dunării de melodii foarte populare. Vreau să mulțumesc, în afară de cei doi profesori pe care i-am menționat anterior, și domnului Doru Ciobanu și Sorin Bivălaru, care au pregătit elevii care vor interpreta pe scenă. Vă mulțumesc! În premieră pentru România, la Târgu Jiu, se organizează cea de-a patra ediție a unui simpozion internațional, a unui congres internațional, ale cărei ediții anterioare au fost susținute la Londra, la Sofia și la Belgrad. Vorbim de o reuniune specifică aparte, care se adresează specialiștilor de elită. Aceștia vor veni la Târgu Jiu, sunt din mai multe țări, am putea spune din pe două, trei continente, da? Da. Și, bineînțeles, Consiliul Județean Gorj se bucură să fie gazda unui astfel de eveniment. Echipa de la Gorj, care s-a ocupat de îndeaproape de organizarea acestuia, a fost coordonată de către directorul Muzeului Județean, domnul Portopan, care împreună cu domnul Calătoiu au toate detaliile. Simpozionul este organizat pe două mari segmente, segmentul de dezbatere care a fost derulat în prima zi, precum și cel de-al doilea segment de parte practică care presupune deplasarea la minele de cupru din Baia de Aramă, pe traseul Hobița-Tismana, unde au fost vizitate și obiectivele turistice din zonă. Da, bună ziua! Cum a spus și domnul Ramana Palmeș, între 10 și 13 mai va desfășura Congresul Internațional Începutul Metalurgiei în Balcani. Este a patra ediție, prima în România, celelalte au fost în Marea Britanie, în Bulgaria și Serbia. Invitații vor sosi pe 10 mai după amiază, se vor acomoda cu orașul și locul de cazare. Pe 11 mai la 9 este deschiderea oficială, unde vor susține locuțiuni directorul muzeului, președintele Consiliului Județean, academicianul Alexandru Pulpe, directorul Institutului Național de Arheologie Vasile Prăvan, din Academia Română, și Miliana Radivoievici, membra Institutului de Arheologie din Londra. După aceea vor începe comunicările în care vor dezbate problematica începuturilor metalurgiei preistorice în Peninsula Balcanică. Vor fi aproape 40 de personalități recunoscute în lumea științei pe plan mondial care vor susține comunicări. De ce s-a ales Peninsula Balcanică? Pentru că este prima regiune din Europa unde în urmă cu circa 7 de ani a început hotărârea cu nitru de cupru și făurirea primelor bifte de metal, arme, podoabe și unelte. Cu acest congres internațional, bineînțeles, se desfășoară sub patronajul Consiliului Județean. El a fost pus la cale de anul trecut. Pe parcursul trecerii timpului am discutat cu colegul Radu Băjenar, care se ocupă din partea Institutului Național de Arheologie din București, Vasile Părvan,
de organizarea acestui eveniment și din partea noastră a muzeului, subsemnatul și domnul Calupă. Pe 12 mai va fi o excursie documentară la minele de cupru de la Baia de Arană. După aceea vom vizita Mănăstirea Dismara, Casa Muzeu Constantin Brâncuș de la Pondița și ne vom întâlni, vom sfârși la Muzeul Arhitecturii Populare din Goș de la Portișoara. Pentru partea practică și dezbaterile de specialitate au fost prezenți specialiști în domeniu, iar toate prezentările vor fi expuse în cadrul unei reviste speciale. Acest simpozion internațional care se desfășoară la Târgu Jiu este o onoare pentru noi, pentru că acest tip de simpozioane sunt foarte puține în lume și în Europa, vedeți, Târgu Jiu apare ca al patrulea oraș care susține un astfel de simpozion, de fapt un congres internațional de mare anvergură. Aici vor participa academicieni, cercetători specializați în domeniul începutului metalurgiei. De ce s-a ales Gorjul? Pentru că Gorjul are o serie întreagă de descoperiri arheologice importante din această perioadă și după aceea, chiar început de epoca bronzului, bronzul mijlociu sau bronzul final, unde au fost descoperite o serie întreagă de obiecte, cât și cercetătorilor, de fapt, cercetările din epoca bronzului sunt în Gorj exhaustive, dar acest congres se referă la începutul acestei metalurgii a cuprului și prin descoperirile care s-au făcut în Gorj a făcut ca să se desfășoare acest simpozion deosebit de important, în primul rând pentru Gorj și pentru țara noastră. Pentru că astfel de congrese, așa cum spuneam, se desfășoară la o perioadă de 2 ani și a fost ales Târgu Jiul. Apar aici o serie întreagă de nume de mari arheologi, 2-3 persoane dintre ele, un bulgar, un sârb, îi cunosc de la alte congrese internaționale, dar acestora se alătură de asemenea arheologii, să le spunem, deosebiți cu cărți scoase, cu publicații, cu un rol deosebit în arheologia mondială din Germania, din Italia, chiar din California, din Anglia, din Serbia, din Bulgaria. Este un lucru deosebit pentru Gorjul nostru, pentru istorie, pentru arheologie, pentru că astfel de lucrări vor rămâne și se vor tipări aici la Gorj și va purta denumirea muzeului nostru, cât și prin desfășurarea acestor lucrări deosebit de importante cu nume, mă rog, pot să numesc aici, sunt o serie întreagă de arheologi din Serbia, din Franța, din Germania, din Anglia, care vor participa la acest simpozion și aici vor aduce elemente noi referitoare la metalurgia de început în zona balcanică, în peninsula balcanică și, desigur, participă o serie întreagă de arheologi de la Institutul de Arheologie București, Iași și Cluj, alături de academicianul Alexandru Bulbe, care este un nume în arheologia mondială și care, alături de acești mari, să le spunem așa, arheologi ai Europei și chiar ai lumii, care participă în orașul Târgu Jiu și care lucrări vor fi publicate de către muzeul nostru. Desigur, noi le vom prezenta ceea ce am descoperit noi în muzeul de la Târgu Jiu, unde va arăta mai înainte că epoca bronzului este bine ilustrată, o serie întreagă de cercetări care s-au făcut de-a lungul anilor, începând cu cultura Glina, legată de asemenea după aceea de cultura Verbicioara, o serie întreagă de stațiuni din județul nostru și acestea vor fi prezentate arheologilor care vin în aceste zile la Târgu Jiu. De asemenea, cum spunea colegul meu, directorul Vortopan, se va face o excursie la Baia de Aramă, unde se vor vizita acele mine de la Bratilov, care au fost folosite încă din antichitate. De asemenea, după aceea, se vor trage o serie întreagă de concluzii, materialele vor apărea într-o revistă specială și, așa cum spuneam, Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj, cu ajutorul, bineînțeles, al Consiliului Județean Gorj, vor apărea aceste materiale și va rămâne o dată memorabilă în istoria muzeului nostru de la Târgu Jiu. Prima zi în care a debutat simpozionul a adunat în sala Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu mai mulți oameni de seamă, atât din țară cât și de peste hotare. Cu permisiunea dumneavoastră, with your permission, vreau să încep alocuțiunea de deschidere a lucrurilor simpozionului
adresând bun venit distinșilor oaspeți de peste votare. I would like to start my opening speech of the symposium by welcoming to Romania all our foreign guests. Totodată, în numele organizatorilor, also, I am grateful. Doresc să exprim gratitudine tuturor participanților. I am grateful to all the participants. Ilustre personalități ale științei. Important name of science. Care ne-au onorat acceptându-ne invitația. That have honored our invitation. De asemenea, also, îmi face plăcere să mulțumesc. I would like to thank reprezentanților de frunte ai autorităților locale, the representatives of the local administration, care ne fac cinsta de a fi aici împreună cu noi. Cu o activitate fertilă și permanentă de peste 120 de ani, with an activity of over 120 years, Muzeul Țean Gorj a venit în întâlnirea publicului cu programe, proiecte și oferte culturale educative. The Alexandru Ștefulescu Gorj County Museum created for the public programs, projects that are cultural and educational. Și de cercetare din ce în ce mai diversificate și mai apropiate. And also more diverse research projects. De nevoile și dorințele comunității gorjene. And try to get closer to the local community. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a ținut să scoată în relief bucuria de a avea în județul Gorj oaspeți de seamă. Suntem bucuroși că avem astăzi oaspeți deosebit în județul nostru. We are happy to have you here, important names of science. Și așa cum ne place nouă să spunem prin salutul nostru simplu, bine ați venit acasă la Brâncuș. And we would like to say a simple but important for us welcome home to Brâncuș. Evident nu este o întâlnire simplă și o întâlnire destul de importantă pentru noi toți. It is an important meeting for all of us. Și lucrul ăsta n-avea loc dacă, bineînțeles, nu exista o colaborare între oamenii de știință în domeniu și între instituții. And this event could not have been possible if there hadn't been a collaboration between the scientists and the institutions. Așa deci că vă mulțumesc dumneavoastră participanților. So I thank you. I thank all the participants. Și nu în ultimul rând instituțiilor, Institutul Arheologic din Londra și Academiei Române, Institutul Vasile Pârvan de specialitate. And I want also to thank the Archaeology Institute from London and the National Archaeology Institute Vasile Pârvan from Bucharest. Pentru noi, înțeleg că este premieră acest simpozion dedicat metalurgiei timpurii în Balcani. To us, it's a premiere, it's a very important thing for our local community. Motiv pentru care să fim încă o dată onorați. And so we are very honored to have you here. Iar eu sunt convins că în urma dezbaterilor și a lucrărilor științifice vor fi multe lucruri care se stă la baza cercetării viitoare. I would also like to express his regrets not being able to be here today. As probably many of you know, he's over 80 and traveling to him doesn't come very easy. But he would have liked very much to be here. He was looking forward to this event. And this is the message that he had for all the participants. I would first like to wish you a warm welcome to this beautiful town in Oltenia. We are here to discuss one of the most significant technological processes in the prehistory of humankind. Thank you very much for coming in such number. I am always thrilled to see that this congress, this symposium, is getting younger and bigger. We started 2007, and I was just thinking this morning while I was preparing, like, who was here all the time? I remember Dragana. She actually was in London when it started 2007, and then 2010 in Serbia, and then 2013 in Bulgaria, and 2015 here we are in Romania. It all started as a small, enthusiastic project of like 10 people talking about early Balkan metallurgy, and I'm really delighted to see that it has grown in size and it's grown in importance. But more than that, I really want to thank our hosts
Dumitru, Jon, for welcoming us and for like providing really amazing conditions for us to work here. Da, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu a reușit să aducă astăzi la Târgu Jiu specialiștii dintr-un domeniu foarte important de cercetare și simpozionul se numește Metalurgie Timpurie în Balcani. Lucrul ăsta a avut loc urmare a inițiativei Muzeului Academia Română de Științe prin Institutul de Specialitate Vasile Pârvan și Institutul de Arheologie din Londra. Sunt, bineînțeles, specialiști din zonele Balcanilor, din Balcani, care stau o săptămână în județul nostru, unde vor prezenta în domeniul acesta o serie de elemente de noutate care vor fi în timp și actualmente bază de date pentru cercetări viitoare. Well, first of all, we know that in Romania there haven't been many studies about the beginnings of metallurgy in terms of looking at the mining aspects of it. În primul rând, știm că în România au avut loc foarte multe studii în ceea ce privește metalurgia, în special în domeniul minelor. And I believe that our best guess now is that you actually have something, should be having something very early in this region that hasn't been assumed before. Și de aceea cred că vom afla date importante pentru noi, pentru studiile noastre viitoare. Because having a copper mine in the vicinity of this town was definitely increasing the production of metallurgy and its importance in like in prehistory from early copper age, bronze age and onwards. Pentru că în mod clar existența unei mine de cupru în apropiere a generat o creștere în producția de obiecte de metal, ceea ce pentru noi este important în studiul arheometalurgiei. So all studies that have been done kind of old right now, 10, 15, 20 years old, and what are we hoping with this meeting is to renew them, to resume research in this region and to put together the energies of young people from Romania and Balkan all together with any kind of external funding we can get or internal. Și de aceea sperăm ca prin aceste lucrări să reînnoim studiile care în domeniul metalurgiei sunt vechi de 10-20 de ani, să aflăm date noi și să motivăm tinerii în a cerceta mai mult în domeniu. So this is the best way to actually have a meeting here, to see what you have in the museum, to go out to see the mines, to talk to each other before we start a new collaboration on this question. Așa că acest simpozion este un mod extraordinar de a împărtăși ultimele cercetări în domeniu, de a ne cunoaște și de a dezvolta noi colaborări.